La sediul Consiliului Județean Călăraș a avut loc în data de 16 martie o întâlnire de lucru la care au participat primarii celor 55 de unități administrativ-teritoriale. Au fost purtate discuții privind proiectele de dezvoltare locală ce vor putea fi accesate în perioada următoare. Premier a venit din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională sud Montenia, care a informat autoritățile locale despre programul de dezvoltare 2021-2027 aflat în proiecție și despre obiectivele europene de care trebuie să țină cont fiecare comunitate care dorește să acceseze fonduri. Suma alocată regiunii Muntenia pentru cei șapte ani este de 1,5 miliarde de euro, bani care, prin proiecte viabile, vor aduce un plus de bunăstare mediului rural.